Am revenit, Uniunea Salvați România a sesizat Comisia Europeană în legătură cu dosarul vaccinurilor instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Cătălin Drulă i-a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care aduce acuzații grave. În scrisoarea oficială trimisă președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, USR acuză că dosarul aduce suspiciune asupra întregului mecanism european de achiziție a vaccinurilor anti-COVID-19. În acest caz este acuzat întregul răspuns al Uniunii Europene la cea mai mare criză de sănătate din istoria recentă. Argumentele antivacciniste ale procurorului DNA, incluse în documentele oficiale, sunt uluitoare și incompatibile cu o Europa modernă. Sunt atacate raționalitatea, bunul simț și ideea însăși de a baza deciziile de politică publică pe date științifice. Se arată în scrisoarea trimisă de Cătălin Drulă. Mi-am tras un semnal de alarmă inclusiv la faptul că se incriminează până la urmă prin acest dosar sau se dorește incriminarea unui mecanism agreat și pus în practică la nivel european de către toate statele europene. Mă rog, aproape toate statele europene. Deci era nevoie de o astfel de intervenție, mai ales că ia acest traseu, acest dosar la nivel național, poate să însemne lansarea unei întregi campanii antivaccinare și antivaccin la nivel european. Liderul USR mai arată că deschiderea unui astfel de dosar, deschis în ciuda lipsei unor dovezi, după cum spun cei de la USR, este începutul unei campanii europene. Este vorba despre acțiuni îngrijorătoare și nejustificate ale procurorului șef al DNA de a pune sub acuzare foștii miniștri pentru participarea României la achiziția de vaccinuri anti-COVID-19, în ciuda lipsei unor dovezi sau suspiciuni rezonabile de corupție. Acesta este doar începutul unei campanii anti-europene masive la care trebuie să ne așteptăm, se arată în document. Este o situație care, cum spunem și în scrisoare, poate să atragă niște efecte negative, inclusiv în celelalte state europene. Dosarul acesta se uită numai la oportunitate, deci nu este vorba acolo de nimeni care ar fi câștigat un leu din această tranzacție, nu e vorba de nicio faptă de corupție, așa cum de altfel și procurorul spune în referatul pe care l-a creat. Este vorba doar de analiza unei oportunități. Ca să nu mai spunem că tot de la jurnaliștii de investigație aflăm că pe surse acest procuror care instrumentează acest dosar ar fi și antivaccinist.